Primăria municipiului Galați a început procedurile de implementare a sistemului de ticketing pe mijloacele de transport în comun. În urma consultărilor cu experți desemnați de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, s-au stabilit indicatorii tehnici și economice ai sistemului de ticketing. Sistemul de taxare automată va fi implementat în toate mijloacele de transport în comun. Vor exista automate de eliberare a biletelor și validatoare pentru acestea, ceea ce va elimina vânzarea de bilete de către șoferi. Totodată vor fi montate în spațiile destinate transportului public automate pentru bilete, abonamente, carduri electronice de călătorie. Echipele de control vor fi dotate cu cititoare speciale pentru documentele de călătorie, care vor comunica în timp real cu sistemul pentru a identifica documentele validate. În 50 de stații de transport public vor fi amplasate panouri electronice de informare a călătorilor. De asemenea, vor fi instalate în mijloacele de transport numărătoare de pasageri. După aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai sistemului de ticketing, se va trece la elaborarea caietului de sarcini cu consultanții desemnați de BERD, iar apoi vor fi demarate procedurile de licitație pentru achiziționarea sistemului de ticketing.